Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Tavern Manager Simulator. Am încercat jocul demo, jocul acum este full, l-am cumpărat, să vă spun sincer, l-am cumpărat o dată cu Autofor, dar pentru că vouă v-a plăcut foarte mult și mie la fel, mi-am ocupat tot timpul cu acest minat joc despre mining și am zis, hai să dăm o șansă și acestui simulator de tavernă, tati. În Evul Mediu avem o tavernă și încercăm să o facem profitabil. Am încercat demo, avem acum jocul full și hai să-i dăm drumul la frumos la joculeț. Are foarte multe chestii băgate, jmechere, dar e celebra început care nu găsim pe intrarea, trebuie să intrăm prin spate. Sărim un pic peste asta pentru că, adică, sau mergem puțin pe repede înainte că am făcut un demo cu toată treaba asta la început și mergem direct pe ce este mai nou. Zice, am găsit asta de intrare. Îi dăm scândura jos. Frumos. Ați. Dar are foarte multe chestii băgate în noi. Unele chiar simpatice. Vedeți acum despre ce e vorba în propoziție. Stai să ne întâmplă după task-uri. Să deschidem ușile tavernei. Ați. Hai. Ați, am deschis ușile frumos și toată treaba este bună, vedere superbă. Zice să curăț, să curăț taverna, dacă îi dau cu tab. Da, aici ne spune că taverna este când este murdară, seamănă la treaba asta cu Gas Station Simulator, da? Acolo era să avem, să ținem cont, să avem taverna, să avem la magazinul, cumva benzineria curată. Atât un pic așa că trebuie să luăm întâi ciubul astea de aici. Odată, odată. Asta să le punem la urmă. Da, trebuie să ducem acolo bara aia spre verde. Și dăm și cu mătura pe unde este mizerie, dar întâi să adunăm ciuburi sau să ducem astea pe aici. Simpatic tare jocul, să vezi la un moment dat că are, da, nu vă dau prea, că l-am testat, am jucat un pic în care se vorba în propoziție. Are niște chestii simpatice, la un moment dat. Ia. Da, să mă uit în... imediat, să adunăm și după aici una alta. Da, dacă nu ne-am apucat de curățenie, face curățenie până la capăt. Aici e cu asta. Da, să stăm aici în hol. Să găsesc ceva să acopăr gunoiul de acolo. Sunt aceste prosoape, sau ce sunt, ce așa, ce sunt astea? Odată. Am 3 din 4, mai trebuie una. Uite și par 4 aici. Deci să acoperim o parte din astea ca să nu mai vadă lumea când vine la cumpărături. La băutură, tate. La macheală. Bun, am făcut-o și pe asta. Mai dă-ne o treabă să ne uităm în birou. Aici în birou. Tata treaba e bună, de aici creștem taverna, da? Și de asemenea de aici facem și livrările, da? Adică de fapt comandăm marfă mobilă și decorații. Să cumpăr bere, da? Mergem la delivery, dau aici la resurse și o să dau 10 de astea. Mi-ajung banii? Am luat de toți banii, am luat băutul de toți banii, sper să n-am vreo surpriză. Să aștept să vină căruța cu marfă. La început ne vine doar bere, după aia ne extindem cu mâncare și alte chestii. Luăm mai mult bani, avem deja prețul aici, lumea va plăti pentru o bere 10 monezi. Dacă omul e mulțumit și pune berea cu vârf așa un picuț, ne va da chiar 15 pe bere, da? Deci ideea este să dăm un picuț așa de la noi, ca să vină lumea să se simtă bine și să mai, da? Gata, a venit berica. Hai, bă, să cu ea. Da, e ciudat un pic asta că se face ca un sac, dar în sfârșit. Am pus-o frumos aici, elegant. Avem berica să repar semnul. Da? Aici este semnul devastat. Cum mă repar? Ia. Am dat cu ciocanul. Gata, tati. Și să alegem și noi o denumire la local. Asta, aici, o pisică. Asta zice ce avem, nu, asta e modelul. Lăsăm așa rotund. M-a interesat totuși o berică cu un porc, un dragon, un pitic. O să-l pătanti așa frumos, așa, da. Și aici
modelul de care să fie ceva rotund. A, aici de numirea. Cocoșul albastru, dar nu. Dacă e tanti acolo pusă. Black Horse, dar nu e, mă. Hai să schimbăm aici poza. Poate găsim vreun cal, Black Horse. Asta e cu cocu. Uite asta cu cocoșul. Și trebuie să punem, era cea cu cocoșul mai devreme. Wicked Bunny, Red Drum. Nu, era ceva cu cocoșul. Black. Unde e, mă, Black Horse? Uite așa, kind roster. Ăla-i tati. Ăla-i tati. Cocoșul așa, bun. Să deschidem. Și acum o să vină primii noștri clienți. Hai. O deschidem. Trebuie să așa un pic că... Gata. Am deschis la cocoșul simpatic. Bun. Să mă întorc la bar aici frumos. Și să pregătim bericile. Da? Spunea că dacă punem până la... Hai mă, tăi așa, pică... Am citit astea, nu mai... Tăi așa că n-am pus bine. Asta nu o să fie bună berea. Așa, tată, perfect. Odată, asta e perfect. Asta e care sunt puse așa până în linia verde. Aia, tată. Asta trebuie să-mi dea un ban în plus. Gata, am pregătit 4 berici. Să vină lumea la servit aici. Eu între timp aș mai face un pic pe aici, uite, un pic de curățenie, mai dau o mătură pe acolo, până vine primul mușteriu. Ia. Aici adică încă e mizerie, dar va fi... Da, bucătăria asta va fi după aia utilată, vom face rost de alte tipuri de mâncare și vom servi aici la oameni. Primul nene a venit la... Gata, tati. Vrea omul o bere. Te-am servit cu o bere, poftiți. Pardon. Așa, tati. Și fiți atent aici o chestie, că la băiatul nu știu. Good, uite. Da? Poți să vorbești cu el, să zici. Mă bucur că ai venit la tavernă. Da? Întotdeauna e vrăjeală, că întotdeauna face o plăcere să vină la să te vizitezi, dar e prima dată când vine. Da? Bine, poate a fost înainte la taverna care a fost înainte. Cine știe, poate cine a fost înainte. Avem și primul client, al doilea client. Mai luăm și de aici o berică. Să vin și pe dânsul. Ia, boss. Da? Ne băgăm în seamă și cu dânsul aici frumos. Îi zicem, mă bucur că se cânta că stă la noi. Și ăsta zice aceeași chestie. Va deveni cea mai bună tavernă în întregul regat. Băi, lasă-mă. Da, avem primul bănuț. Să câștig bani. Deci trebuie să servim clienții ca să câștigăm bani. E clară toată treaba. Și aici vom pune la spălat. Asta când nu avem, zicem apă. Să servim mai mulți clienți. Am servit 3 clienți. Hai că vine încă un nene acum. Asta sigur vrea o bere, că n-are. Așa, ce au băgat nou la joc? Ăștia înainte la demo beau o bere și plecau. E, acum băieții bea mai multe beri. Și să-mi bată, frate. Să-mi bată, știi, să-i... Aveți acum, sper să nu... Ia. Hai, te-a băgat bănuțul. Da, ne-a dat 15, ați văzut? Deci avem berea 10. Și la amândoi am luat 15. Pentru că am pus berea. I-am dat un pic de la noi, da? Un pic cu vârf. Să rămân la doamnă. Poftiți aici berea de noastră. S-a servit la dânsul. Dați un pic cât așa, să ne băgăm și noi seama cu doamna. Ia. Mă bucur că ați venit pe la noi. Asta aceeași placă au toți. Da, ne pune bine cu asta, ne dă, uite, ne dă acolo sus la reputație. O să vină mai mulți clienți aici la terasa noastră. După ce se vin și pe doamna, trebuie să facem rost de niște bere, tati, aici. Ia. Good. Am pus-o chiar acolo, până în buze, dar să nu scap. Good. Ia. Perfect. Bun. Și la doamna o bere, vine băiatul imediat. Poftiți, doamna. Gata. S-a luat bănuț, s-a luat 15 bănuț și la dâns aici. Să ne băgăm în seamă și cu dânsa. Bă, cam multe gagici la băuturi aici. Faceți zămeșoară. Cu tare la servit, cu tare. Uite, altă gagică aici. Aha, doamnă, dar nu... să spăl vasele, dar stați un picuț așa, că trebuie... Trebuie să pună... Stați un pic așa, imediat, că nu pot să gustă întâi tava.
I-am dat aici, merge la fântână. Sări peste asta, pentru că asta am făcut deja, cum îi cheamă, am făcut un demo. Și n-am să-i pe treaba asta, vreau să mă duc mai departe deocamdată episodul ăsta ca să meargă treaba. Am luat pita frumos de aici. Imediat, după aceea să ștergem și mesele, lasă ăștia mizerii pe aici. Apropo, dau și la pește vomită pe aici, o să fie destul de complicat treaba. Avem așa frumos apa și punem, vreau să pun tava, dați un pic să servim pe băieți. Dați un picuț așa că vreau tava. Așa, să gulesc tava, tati. Gata, vine băiatul, două beri. Poftiți, doamne, ce scuze, am avut un pic, am fost la fântână. Ăsta a făcut mizerie aici. Sau tante a făcut mizerie aici. Și să șterge masa. Asta e, tati. Se mai întâmplă. Am făcut curat. Ne băgăm un pic sau cu doamna. E bine. Dacă ne-a făcut un nou level aici la asta. Și cu doamna de aici. Domnul, pardon, scuzați. Am uitat doar la față. Și mai să niște bere aici la băieți. Să fii un pic atenți. Perfect. Fii atenți aici că îi dau bere. Așa tătuțu. Am luat o bere aici, i-am pus și lui doamna. Poftiți, doamna. Treaba e bună. Să spăl vasele. Spăl faptul cădile astea. Am luat frumos cana. O băgăm aici frumos. Tregi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 
Giri. Bang. Da. Am spălat deja să creștem reputația. A, să stăm de vorbă cu ăștia, uite, zice să creștem reputația. Am, aolea, ce a făcut aici, m-au lăsat băieții. Taverna upgrade. Da, să facem upgrade la taverna, uite, poate facem taverna la upgrade. Da, ideea este că trebuie să comand niște bere prima dată. Că nu prea mai am bere, stați un picuț așa că e bai. Delivery, resurse, cât mai avem? 95. Tot așa, o să iau 10 beri de-astea momentar, ca să rămână și 9 bani de haumiau. Poftiți, doamna. Bă, multe. Nu mai avem bere, fiți atenți. Mai am o singură bere. Băgăm vasele aici, l-a spălat. Iată, că vine acum asta cu berea. A, mai am patru căni. Dar problema este că nu mai am bere. Poftiți, doamna. Doamna, servește aici frumos. Ne băgăm și noi cu dânsa în seamă. Îmi pare bine că vine lumea și n-am. Uite că a venit ăla cu. Așa, tati. Așa, tati, hai că ne-am descurcat la țanc. Ați? Hai da, că avem clientelă. Imediat, doamnă, vă servesc. Mamă, deci vin de aici la băutură într-o veselie aici, tati. Nu prea să pute așa ceva noi cu mediu, dar în sfârșit. Ați? Atât. Am luat frumos bericica și o doamnă aici, poftiți. Am cățat și aici frumos. Mai vin băieții, așa, zice să cumpăr un nou nivel la tavernă. Două secunde, să dau un pic de mătură pe aici, că e mizerie. Aoleu, au venit cu noroiul, tati. Așa, și aici am colț. E gine, stai să dau și lui dânsul aici o bericescu. Ia, boss, să golim și aici frumos. Băi, dar nu stau deloc. Deloc, mă mișc natural. Zice să cumpăr un nou nivel la ăsta. Mergem la improvement și zice tavernă level 1. I-am dat 25 de cocoșei. Mi-a dat ceva aici, ce mi-a dat aici? Coșul ăsta ce este? Coș de gunoi, ce este? Mi-a dat un coș de gunoi. Mă duc la coșul de gunoi să apăs click-ul, ia să vedem. Să golesc coșul. Nu știu ce să fac, n-am înțeles acolo ce să fac. Apropo, spunem și noi, avem comandă. A, nu. Stai, bea frumos asta. Să cumpăr un nou nivel de tavernă. Ideea este că am reput așa 95, ia să vedem ce înseamnă asta, un nivel nou. Vine imediat improvement. Asta îmi trebuie 50, hai că avem bani. Da. Ce a făcut ăla, m-a grit. Ia. Vine acum băiatul. Deci a făcut un pic de spațiu acolo.
s-a eliberat un pic aici, da? Ora era mizerie. Gata, tati, te servesc imediat, imediat, imediat. Just a moment, please. Poftiți berea dumneavoastră. Am băgat-o aici frumos pasta. Trebuie să spăl neapărat vasele. Acum dă voie să cumpăr mobil, să mai pun o masă. Dacă mai pun o masă, pot să iau mai mulți clienți. Dar deocamdată nu am clienți așa prea mulți afară, dar pot să cumpăr o masă. Dar ideea este că vreau să spăl un pic. Pentru că e domnul aici la cumpărător, auzi. Să mai fac o bere la... Atât. Așa, tati, iau și pasta. Poftiți-mă aici. Spăl un pic vasele. Ia. Ați. Vreau și pasta. Ast. Da, să avem și noi cărni curate, să punem berica în ele. Băi, dar nu stau deloc, frate, și încă nu fac mâncare. Deci am doar bere și să spăl vasele aici, spăl halbele. Asta servește aici, eu să gulesc aici un picuț pe problemă. Aici mai am 6 beri. O bag pe asta aici. A plecat și tanti. Avem câte 75 de cocoșei. Așa, să cumpărăm o masă, a zis. O mobilă. Mă duc aici la delivery și merg la mobilă și iau o masă. 35 mă costă masa. Am luat-o pe asta și să nu vină la degeaba. O să iau și... Mă lasă să comand și... Ia. Vreau să iau și... Nu, lasă așa deocamdată. Vreau să comand și bere, dar dacă nu, asta e. Mai băgăm o dată. Mai băgăm o dată. Mamă, i-am dat cu moț la aștept, fii atent de aici, că te sunt de-a 15 cocoșii aici, doamna. Să rămână doamnă, mă bag și-o dânsa-n seamă. Aia este atât. E cel mai șmechit tăregatul, știam. A venit acum masa. Hai că se aude căruță. Vine, bă, destul. Destul de rapidă este, dacă îmi curge un pic nasucul. Destul de rapidă servirea. Am pus aici frumos și trebuie să mă duc aici să plasez mobila. Și am dat pe ăsta și am zis eu că avem mobila. Trebuie să punem și noi... Oh. Cum se rotește asta? Return Z turn to left. Așa să pun ca să pot să servesc la masă. Așa, la intră pe în spate pe acolo. Facem așa. Punem invers. Ceva de genul. Ca să pot să servesc la masă din partea asta, din lateral. Ceva de genul. Da, și acum avem 3 locuri la masă. La bar, pardon. Avem decorații. Punem și decorații imediat. Avem 3... De-astea, cum îi spune? Avem trei... avem pe doamna aici. Scuzați. O gândură. Deci avem 3 locuri la masă. La bar, pardon. Și avem și 2 locuri la masă. Dacă doresc taverna, pot să... să mă culc? Nu, tati, stau și noaptea. Dacă facem noi un rost de bănuț grămadă deocamdată. Dormim după aia. Da, deci avem aici 1, 2, 3 locuri la bar. Și acolo avem 2 locuri la masă. Deci avem 5 locuri. Putem să luăm 5 persoane în același timp. Problema este așa. Trebuie să comand o decorație. Delivery. Decorații. Luăm. Îmi dă voi doar un cactus. Cactus luăm. I-am dat să livreze. Să-l montez și pe ăsta frumos. Și. Ia. Deci dacă... îmi bag aici un pat direct. Noaptea sunt puțin vizitatori. Pot să merg la culcare. Am înțeles. Da, trebuie să mă duc la tata așa să... E doamna aici, mă, te stau cu dânsa. Dacă vine să cu cactusul. Spăl și un pic vasele. Ăla e curat deocamdată. Păi aici e dezastru, dar să repară de problemă. Ia. Hai, boss. Dă și mie cactusul ăsta. Îl băgăm aici. Odată și mergem aici și mergem la decorații ăsta.
Și îl punem și noi aici în colț. Bun, a făcut și task-ul ăsta. Acum zice să-mi cresc reputația. O crește deocamdată mergi la somn. Păi și cum dormim? Go to sleep. Păi da... A, să chită taverna. Să vezi o scrieți. A, dar vin ăștia. A, ăla, vreau să închid. Câte, apare de ceas? E 1 noaptea. 1 jumate noaptea. Și vin doi inși. El cu ea. N-are rost să le stric la ăștia. Bun. Crește reputația acolo. Să facem... fapt, boost. Ia. Trebuie să le fac două beri la ăștia. Hăți. Hăți. Așa tătuțu. Ia uzi pe ăștia cum fac. Ia zi, boss. Ești bine, sănătos? Și tu la fel? Aie. Să trebuie să vă reputație, să facem... Mamă, ați venit cu tot noroiul pe picioare pe aici, mă. De fapt, de bine nu era asfalt, era doar caldarâm. Hai, un pic de curățire la locul de muncă aici. Acum, da, putea să închid aici, dar... Bun, dacă tot e așa, câți bani am? 65. Să comand niște bere. Să comand niște bere de aici. Delivery. Și îi dau... 10 de-astea. Să devină berica. Mai avea și 15 cocoșei. Au plecat deja ăștia. Au lăsat și mizerii pe masă. Doamne ferește ce au făcut ei aici. Te lucește. Mai spălăm până vine ăla cu căruța. Mai spăl niște căni. Hați. Hai că s-aude calul. O dată. Cred că am pus-o pe jos calea, dar nu știu ce a făcut, dar în sfârșit. Imediat, ăsta că nu cred că a spat-o pe aia, dar în sfârșit. Așa, mai am un asta. Dacă ne-a venit butoaiele cu bere. Și te lucrează și noapte, tatea asta e bine la ei. Așa tătuț. Mai sunt, băi, când vreau să închis și eu, mai vin câte doi. Mai spălăm de-astea, mai sunt trei căni de spălat aici. O dată. Cred că a spălat-o cum trebuie, trebuie să... Acum e spălată. Bun, două berici, bineînțeles. Mamă, era cât pe acest eu dau cu aiurea. Perfect, am două. Hai. Vine băiatul cu berica. Atât a făcut levelul să cumpăr un nou nivel la tavernă. Dacă nu știu dacă am bănuți. Ia să ne uităm aici. Improvement. Dacă cumpăr pe ăsta, da? And, să cumpăr pe ăsta întâi, nu? Nu, ăsta e luat. Deci aici mai dă un loc la bar. Deci am tocmai 3, face 4. Dacă o iau pe asta, îmi dă o masă pentru să pun marfa. Și aici mărește depozitul. Aș mări ăsta la bar, când am nevoie să vină să mai mulți clienți. Da? Deci pe ăsta să-l iau cu barul, dar mă trebuie 5 monezi. Dacă pleacă ăștia și îmi dă banul, ăștia trebuie să-mi dea 30, că am dat 15 cu 15. Ia. Ce v-am zis? A? Știam eu. Și acum, îl iau pe ăsta de aici. Și acum am 4 locuri la masă, asta la bar, 4 locuri aici. Și este dimineață și vine deja multă lume, da? Și am și 2, deci am 6, pot să iau 6 clienți odată. Ai ceva? Ați? Dacă ce mai multe beri să fie aici făcute. Ați? Aoleu, i-am dat-o, o să dau o bere urât asta, să vezi acum ce-i sandalese. Dau la ăștia, îmi taie din bani. Ala, gagici, fiți atenți, uite, aia ne-a dat negativ, mă, ca să bag în seama așa. Ce privire mi-am tras, ce privire mi-a tras, ce mi-a dat berea stricată, bulache, și acum vezi să bag și în seama, să dau
aici o dai asta, cum îi spune, un review pozitiv. Aolea. Dar nu-i cam dimineața așa, fetele, să bea la ora 7, 6, ora 6 să bea cafe, să bea în loc de cafe, să bea bere? Zic și eu, așa, întreb și eu pentru un prieten. Bun. Băgăm aici. Băi, vreau să scap de... am tavaia cu ea. Așa, tata, trebuie să gulesc asta. Zice să mai cumpăr un nivel la tavernă. Băi, dar n-aș lua... fiți atenți aici, aș lua... masa asta, da, e 30 de cocoșei, asta, asta 50, îmi dă depozit. Dacă iau pe ăsta cu 100, îmi mă dă voie să mai cumpăr după aia. Mai mulți noi clienți, mai mobilă nouă, evenimente, toaletă. E de cumpărat aici. Ia să-ți bani acum, când deci am 25. 45, mi-a dat 20. Deci, dacă îi dai, ca, dacă îi dai cu berica cu vârf la, la 8, îți dă 15 în loc de 10. Dacă îi dai berea nașpa, îți dă 5 în loc de 10. Deci pierzi... Ia uite, ia uite că vin mulți acum, dar să ne pregătim cu bere. Dar să ne pregătim cu bere, să-și comand. Asta că am dat mai puțin lost, am dat la bine, dar nu-i problemă. Oricum, la, la good e dublu la, la profit. Așa, tati. Ia, doi acolo. Să... Ia, de ce stau acolo afară? De ce nu intră și ei? A? Care este combinația? Că avem locul la bar aici. Ăsta vrea la masă, mă. Ăștia vor la... A, e cu tante și vor la, vor la masă. A plecat, au plecat supărați, mă. Păi mai trebuie o masă, dar nu pot mai pune o masă, pentru că nu cumpăr nivel la tavernă ca să pot să lărgesc aici. Au plecat supărați, mă, că nu le-am dat o masă, mă. Aolea. Nasol. Nasol. Știți ce să cumpăr eu? Să cumpăr niște bere. Câți bani am? 45. Vine imediat, vine imediat, vine băiatul delivery, să mai luăm de aici niște bere. 45 toți banii, îi dau pe bere. Imediat s-a servit la domnul aici și am luat de aici. Gata, tati. Avem 30, vine lumea, a început să vină că e ziua. Problema este că trebuie să spăl și niște vase de aici, dar problema este că o să fie curând fără apă. Nu-i problemă. Hai că a venit și, a venit și berea. Nu mai am apă. Stai că până parchează ăsta calul, să iau niște apă de aici. Imediat, imediat. Op. Ai mă, tătuțule, mă. Ai mă, când ne scurcăm, facem tavern aici să funcționeze. Apa e bună. Avem ceva clienți. Da, o berică imediat vine băiatul. Asta vine de aici frumos. Să scărcăm și berica. Ia. Ați. Și ne-am băgat aici. 40 la aia. Vine lumea pe acolo. La masă e curat acolo. La tavernă ai zis că mai luăm, dar ăsta e 100. Luăm pe ăsta cu... Da? Îmi dăm asta, pe asta pot să pun produsele. Adică fac mai multe beri, le pun aici. Și de aici servesc. Asta e ideea. Sau mâncare, ceva de genul. Da? Pun mai multe chestii pe masa asta. Asta e băgată nouă. Uite, pot să pun berile aici. Și sunt gata de livrat. Da? Bun. Dar imediat vine băiatul. Poftiți. Am gulit aici frumos. Avem și masa aia plină. Dacă se umple și asta frumos, ne băgăm și cu doamna seama un picuț, să ne mai dea un pic la reputație și nouă. A, este. Acolo două berici. Trebuie să facem aici o bere. Asta este. Am plecat aici frumos la masă. Poftiți. Ne-a băgat 15 acolo. A, că vine lumea. Trebuie să cumpăr un nou nivel de tavernă. Cât bani am? 20. Na, mă, dau unde bani, mă, dau unde bani, că n-am. Am mărât. Am mărât. Ați. Ați. Au, a pus, a pus ochii la... Era pe tipa asta, la monitorul ăsta, la tu. Mamă, la cât pace să bulesc berea? Ne-a dat banul.
Aia vor masă toți, mă, băi, de asta, hai că s-a liberat masă, haideți aici. Stați un pic ăsta așa să... A, dar să gulesc tava. Imediat, imediat, imediat. Bă, s-a învățat toți la masă, mă. Să ștergem așa că vine... Ia. Așa, tătuțu. Scoate ăștia femeile în oraș, mă, știi, să am masa liberă pentru ei, da. Ăștia doi băieți, pardon. Dar ăștia nu mai văd de la bar decât așa. Mamă, de-abia am măturat și ăștia a venit cu noroiul pe... A venit cu glodul aici. Gata, băieți, două berici acolo la băiatul. Gata. Am băgat. Eu uite, ăștia văd toți masă, mă. Și nu pot să mai cumpăr acum masă, dar mă duc acum să cumpăr o masă, fii atenți aici. Da, deci dacă pot, dacă aș vrea să iau o masă, dar furnitor, nu... A, pot să iau o masă. Păi iau o masă, mă, băiatule, mă, de ce nu ziceți, mă, așa? Și facem două mese aici. Mă gândeam că nu pot să, trebuie să extrizi bar, să extrizi taverna ca să poți să pui mese, dar acum văd că am mers. Las că e bine, las că e bine, mai aveam 5 beri aici și încă 3 aici, deci mai cumva și berică. Dar până vin ăștia, o vine la cu masa, hai să fac... Să-ți mai spun și o vasă aici. Uite că s-aude calul. Imediat, imediat. Dă repede mobila să punem... Că avem reclamații astea, mai trebuia o masă. Avem și o bere pe comandă. Mai avem o bere și la domnul aici, sigur. Atât. Și pot să pun și a doua masă, tati. Vreau tot așa să o... Așa, așa. Cu zâu să... Merge pus aici, în capătul ăsta, la altă. Nu merge. Ceva de genul. Și acum am două mese, mă. Hai că am mai multe locuri acum. Băi, ce-am pierdut eu mușteriu acolo, am pierdut clienții acolo cu... Gata, și la doamna aici, s-a servit. Golim și asta. A, bă, tati, mă, că descurcăm, mă. Am deja două bere acolo la băiatul, trebuie să mai facem... Să comand bere. Imediat să ducem bere la oamenii ăștia până mai facem noi pe aici. Asta așa că rămâne... Poftiți? Asta mai vrea o bere. Sau... A? Ia. Să comand neapărat bere. Bere. Ia tot. Să atenți că mai am două, trei bere toate. Tata așa un picuț. Ia, boss. Avem 70. De toți banii iau bere, ca oricum banii care casez acum. Delivery, resurse de 70 iau. 4, 70. Gata, tati. Am dat comandă de berică. Am încasat băruții, două bere acolo și mai am toate, două bere mai am toate. O dată. Perfect, mamă, am pus-o până în buze cu alea, de la cât place să o comit. Mamă, deci lasă ăștia mesele într-un hal. A, este tătuțul. Hai că a venit, asta, tava plină, stați așa un pic să gulesc tava. Asta e tătuțul. Și să iau de aici. Hați. Și am plecat. Și acum avem berică. Și avem deja o bere acolo la masă. Imediat avem 14 bere acum. Stăm bine. Ce are? Nu am când. Nu am când spălate. Ouleu. Aoleu, nu am halbe curate. Stai așa să mă cazi, dau l-o ăsta beric aici. Mai mulți cum mai spăl. Poftiți. Vrea și doamna o berică. Ia.
Imediat. Și la doamna. Gata, boss. Avem bănuțul grumos aici, frumos. Am luat de aici. Bă, avem 100 deja. Deci să cumpăr un nou nivel la tavernă și le iau pe ăla direct la mare. Asta de aici, 3. La 100 l-am cumpărat pe ăsta. Mi-a dat toaletă. Aaaa, și o nouă sacină. Da, să vezi acum. Da, trebuie să-mi inspectez toaleta. Ia vezi acum. Circ. New quest. Asta nu, trebuie să vin de când să nu las. A, ne-a deblocat, uite ușa de aici, deci pe aici, și am deblocat cânați. O să comand cânați. Îmi trebuie 3 berici. Nu am când. Aoleu! Panică, 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 panică. Panică, tati. Hai mă, spalte, mai era mai jugoasă aia. O dată, deci am nevoie de 4 beri. Una. Aoleu! Aoleu! Asta să văd dacă te grăbești. O să dau lui o bere nașpa. Ia. Și aici la... Aoleu. Ăștia stau la afară? De ce stau afară? Au nevoie de masă de 3. Tati, așa un picuț, că aici avem treabă. Bun. Trebuie să aducem, a zis, trebuie să comandăm cârnați pentru clienți. Și nu am niciun ban. Ce să comand? Că n-avem. Dacă luăm de aici, de la asta. Asta vreau o bere. Mai vreau o bere, fiți atenți, ca să-mi bată. Să pun de aici. Că am avut deja una, a? N-am câini. Băi, băiatule, aoleu. Cu timpul poți să pui un fel de spiritu și ceva să spele vasele. Dar, deocamdată, trebuie să fac eu toată treaba aici. Ia. Ia, băgăm aici frumos. Îi dau doamna o bere. Acum să vezi că a venit și o măița. Ia de aici o bere. Ia de aici. Ia. Să scap de tanti de aici. Aici avem. Asta face mizerie la intrare și scade ea. A, îmi strică clienții aici, că sperie pe ăștia. Stați așa un picuț. Da, să scap de ea de aici. Trebuie să-i dau 15 coins. Ia mă. A plecat? Așa, tati, ca să plece de la fața ăsta să... Da? Îmi strică aici intrare și nu mai vreau clienții. Să scap de băbuța aia de acolo. Cu timpul scăpăm noi altfel, o să vă arăt după acolo, în alte episoade. Bun, dragilor, am dat drumul. Mai vor astea bere, mă. O dată. Asta așa, că nu pot să închid acum episodul cu... Te dau bere la gagici. Ia. Am asta pline. Mamă, deci cu... M-a rupt asta cu spălatul... vaselor aici. Asta deja a băut 3 beri, fiți atenți aici, că este scandal cu tantii asta. Hai că să stăm după asta, să vedem ce se întâmplă. Vor și aia, sigur, 2 beri. Sper să nu vor, tot 2 beri vor. Să mai spăl o cană. Că n-am să repun la aia acolo. Așa, tătuțu. A, că spăl o cană, îți dă de fapt 2. E bine așa. Avem aici 2 berici pentru doamna de aici. Ia uite, s-a îmbătat. Na. Fiți atenți acum că este scandal. S-a îmbătat. Ia uite. Ei, alo. Să o iei afară așa frumos. Dacă nu știi să bezi, nu mai bezi, mă, veniți așa să faceți ca toți alea. Și o pun aici în iarbă să doarmă aici. Ia, stai aici jos. Culcă-te acolo. Da? Băi, dar bine că a plătit femeia. Ia. 40. Asta e bine.
Băi, dar nu pot să închid episodul, fii atent aici, că se servesc într-una. Ia. Am asta plină cu... Aolo, dacă a băut tantia asta o grămadă de bere acolo. Haide. Să stec și aici frumos. Bun. Dragilor, cam atât cu primul episod. De fapt, a fost demo. Da, bine, primul episod din jocul full. Da, jocul promite multe chestii simpatice. Ați văzut ce a băgat nou deocamdată, a fost chestia cu să-mi bată lumea și te se dea afară. Jocul are multe de arătat și multe chestii simpatice. Trebuie să extindem taverna, să facem rost de mâncare, de băutură, să simtă lumea bine când vine la taverna noastră. Dacă puteți acest episod, apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Mă duc repede să servesc cu oamenii că mă așteaptă pe o adaptare. M-am salutat!